petiții, prea multe teme, care le trimitem la deputați, prin care le readucem aminte că în Republica Moldova sunt foarte multe probleme. Așa. Cum ar fi învățământul în Republica Moldova, okay. El degradează, deoarece cei mai buni cadri didactici au plecat pe secundare din cauza lipsei și locuri de muncă, dar și a salariilor foarte micuți. De acord. Despre drumuri din Republica Moldova, cred că dumneavoastră cunoașteți, că sunt de o calitate foarte proastă. Rău, foarte rău. Despre corupția, despre nepotismul din Republica Moldova, despre lipsa investițiilor și tinerii nu-și pot deschide o afacere, nu pot să dezvolte aici, sunt nevoiți de psihotare. Cum priviți aceste puncte? Pozitiv, negativ, ar trebui să fie rezolvate ele sau nu? Părerea mea este că odată cu schimbarea guvernării deja se fac pași concreți pentru soluționarea situațiilor mai puțin plăcute din țară. De lucrurile astea, ceea ce nu s-a făcut 30 de ani, nu se pot schimba peste noapte. Sunt de acord. În același timp, consider binevenit că vocea tinerilor să fie auzită și bravo vouă pentru inițiativa asta și pentru timpul pe care l-a acordat, pentru a ajunge la urechile deputaților, adunați dovezi, într-un fel așa să le numim. Scopul nostru principal e de a veni la oameni și de la... Nu pot spune de la reminti, deoarece mulți nu cunosc. Ei au dreptul să iasă la un meeting. Așa. Să-și arăte nemulțumirea față de guvernare, dar nu doar de guvernare, față de primar, care în loc să facă un drum, și-a făcut casă. Care în loc să renoveze o școală, și-a cumpărat mașină lui, copiilor sau ceva de genul. În loc să facă ceva pentru sat, el își face pentru dânsul. Noi asta vrem să schimbăm. Faptul că voi îmblați prin sat și ridicați nivelul de conștientizare a, și atât a tinerilor cât și a persoanelor, spun că nu contează vârsta. Nu contează vârsta. Poți să aibă și 10 ani. Este tare fain și chiar vă felicit și vă mulțumesc că faceți treaba asta, pentru că chiar este nevoie. Avem aici niște petiții care le trimitem către Parlamentul nostru, în mare parte despre problemele de Republica Moldova, despre învățământ în Republica Moldova, drumurile rele, salarii mici, pensii mici. Și avem petiția cu migrarea tinerilor, de care ce spuneți, plecați. Că tinerii sunt plecați, n-au cine, n-au locuri de muncă. Da, în primul rând locuri de muncă, nu sunt în primul rând asta. În a doilea rând, de exemplu, că termin în state, dacă cum eu. Am 4 ani deja, cum am făcut facultate, facultate de fizică, am făcut la ea, și termine că nu sunt locuri de muncă, în primul rând, că doar că sunt prost plătit, sunt de asta în tineri ziua de azi, că nu sunt... De asta și pleacă. Da, de asta și pleacă, că trebuie să găsească un trai mai bun, adică, să nu luăm că e un job mai bine plătit sau... Oricum, probleme în țară sunt tare mult, tare mult. Nu zic, nu se fac pe de deodată, adică tot spre bine, știi că e foarte greu, adică e foarte greu până să... 30 de ani de... 30 de ani de viață când te mulți și voi. Să poate, mulți au fost la guvernare, mulți tare. Eu nu zic, nici asta guvernare cam tot e slab, să spun, cum să spun. Slab pregătit, da. Slab pregătit. Aici avem petiții, sunt multe teme. Care îl trimite în Parlament, îl trimite în guvernului, deputaților, prim-ministrului, în care le spunem că în Republica Moldova sunt probleme care trebuie rezolvate. Cum ar fi drumurile care sunt rele în Republica Moldova, pensiile care sunt micuțe, pensiile sunt mici, prețurile sunt mari. Și pentru un bătrân e greu de a supraviețui cu așa o pensie. Mai ales iarna, când trebuie de cumpărat de foc, trebuie de cumpărat de mâncare. Cum priviți la aceste puncte? Pozitiv, negativ? Ar trebui să trimitem astfel de petiții? Da, după cum? Dumneavoastră personal v-ați fi de acord? Poate să ne ușurează cât de puțin, să ne mai ușurez o leacă. Corect, corect.